cea mai lungă zi din an. Ai. Am intrat cu piciorul în apă. Undeva acolo sus se vede un urs și o viperă 360. N-aș fi crezut că e atât de frumos. Aici mi-e un pic teamă. Hai, Andreea, că mai e un pic. Andreea, tu se îndreptă calatul greșit. Am făcut-o și pe asta. Cea mai bună masă din ultimele luni. Aventura, partea a doua. Nivel 0. Bună dimineața. Bună dimineața. Este ora 6. Iar noi ne pregătim de o super aventură. I-am spus ieri, experiența supremă în ceea ce privește muntele din România. Urcăm astăzi pe acoperișul României. Vârful Moldoveanu. Ne aflăm în Nucșoara, județul Argeș, iar de aici vom conduce aproximativ 2 ore până la punctul de plecare pe traseu. Și nu suntem singuri. O să vedeți acum un lucru inedit, cum ne pregătim noi cafeaua la ora asta, aici, în parcarea hotelului. Fix de felul acesta. Bună dimineața! V-am prins. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Pregătit de aventură? Pregătit, da. Cu pămiți. Nu ne-am mai văzut? De la Mălăiești. Da, de anul trecut. Fix un an. Întâlnirea și anul. Exact. Și am ajuns la destinație, de aici se pleacă spre traseu, fabulos drumul în sine, care a durat destul de mult, vreo 2 ore, Valea Rea se numește, și cam așa am fost întâmpinați. Superb locul ăsta! Pe alocuri încă se mai vede zăpada, e o cascadă aici, canionul, totul e atât de verde, minunat! Oricum e destul de răcoare. Sunt cam 8 grade acum. Și uite un pic, am urcat până la altitudinea de 1400 de metri, de la 663. Și mai avem de urcat până la 2544 de metri. O să urcăm pe Valea Rea, prin minunăția asta de traseu cu cascade, canioane, în jur de 3 ore, 4 ore până ajungem pe vârful Moldoveanu. Nu o să fie un traseu pe care o să-l simțiți ca durată, dar o să vă umple sufletul de bucurie. Trebuie să pornim cu dreptul întotdeauna. Aici suntem la stârna lui Burnei. În partea asta este traseul care merge la vârful Galbena, lacurile Galbena. Aici ajungem la lacul Iezerul, triunghiular, care ne scoate exact sub Moldoveanu. Este un traseu care se poate face și în circuit. Se poate urca pe aici și coborâ pe partea cealaltă, ajunge unde ai plecat, cum ar veni. Amândouă sunt senzațional de frumoase. Noi am ales să urcăm pe Moldoveanu în cea mai lungă zi din an, pe 21 iunie, solstițiul de vară. Am ales ziua aceasta din pricina vremii, pentru că e senin după o perioadă îndelungată de ploi. Oh, și ce cascadă în partea stângă! Incredibil! Ce țară frumoasă avem și cât de puține lucruri știm despre ea și câte puține locuri am explorat. O, minunată! Cascada Galbena. Aceasta este stâna de care spuneam adineauri. Arată destul de bine și înțeleg că turiștii care vor să urmeze acest traseu se pot caza aici, pot rămâne peste noapte. Bine, și planul nostru inițial era să dormim în mașină, în cort, în noaptea asta și să plecăm de aici, exact din punctul ăsta, doar că am ajuns aseară foarte târziu din Suceava. Ne-a luat 10 ore până aici, în Nucșoara. Minunate sunetele naturii și mirosul. Miroase aici foarte puternic a urzici. E plin de insecte care zboară, fluturi. E ora 8:30. Haideți să vedem cât ne ia să cucerim cel mai înalt vârf al României. Deși ne-am fi dorit să urmăm acest traseu alături de voi, de comunitate, așa cum s-a întâmplat la Mălăiești și pe vârful Toaca, am decis să mergem doar noi, pentru că nu e tocmai un traseu ușor, ci implică niște riscuri
De aceea promitem să ne luăm revanșa cu un alt traseu pe care sperăm să îl anunțăm vara aceasta, dacă nu cel târziu în toamnă. Așadar, să nu vă supărați pe mine, dar nu pot să respir. Trebuie să învăț să-mi dozez efortul, pentru că urcăm și vorbesc în același timp și nu e bine. Trebuie să urcăm această porțiune pe care o vedeți în fața noastră. Teoretic trebuie să ajungem undeva acolo, sus, sus de tot, de unde izvorăște cascada. Apoi ajungem pe un platou și urcăm în cele din urmă spre vârf. Cumva aș spune că e un traseu echilibrat. Trebuie să traversăm această porțiune prin apă. Oh-oh! Pe unde o luăm? Aici. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș fi luat-o fix prin apă. Vedeți de ce e bine să vii pe trasee de genul ăsta cu un om care cunoaște zona, care știe exact cum să te apere de anumite pericole la care ești expus dacă ești începător. Oh la la! Dacă n-avem podeț, ni-l construim. Gata, am rezolvat problema. Reconfigurare traseu, căutăm o cale mai ușoară de a traversa. Mulțumesc! Adevărul e că m-am panicat un pic când s-au mișcat pietrele. Trebuie să calci cu foarte, foarte mare atenție. Și acum să vedem Ion cum se va descurca. Bravo! Nu am calc pe acolo. Nu. S-a pârnă. Nu. Nu. Vrei să vei niște sus. Ai, 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 ai. Dar nu pot, că e prea subțire, mi-e frică. Calcă pe rădăcină. Aoleu! Am intrat cu piciorul în apă, efectiv că n-am călcat unde trebuie. Clar, dacă am fi venit noi doi, ne-am fi întors. Sunt udă puțin pentru că am intrat cu piciorul fix în apă până aici. Altfel nu ar fi ajuns apa în papuci. O, da, îmi bate inima oricum, simt că îmi sare din piept. Spuneam adineaur că sunt doar 8 grade afară. Ei bine, urcatul ăsta te încălzește bine de tot. Că noi ne-am luat multe haine groase, polare, geacă. Și când am ajuns acolo în parcare am spus, o, e cam frig. Mai ales că o să ajungem și o să mergem pe porțiuni unde încă mai este zăpadă. Credeam că o să înghețăm. Dar partea bună e că Ion a renunțat la căciula și ne-am încălzit. Iar am subestimat urcarea asta pentru că părea relativ simplă de acolo de jos. Am obosit deja. Nu-i bine. Suntem pe zona de urcare până ajungem în zona de platou. Este o urcare mai abruptă. Destul de obositoare pentru că pleci din mașină. Ajungem în zona de platou unde o să ne plimbăm un pic între ghilimele, după care începem să urcăm spre creastă. Cât de mai e de aici? 5 minute și 2-3 km. Deci dacă te întâlnești cu ursul, ursul vine la tine hotărât să te mănânce. Când se apropie de tine și a căscat gura mare, îi bagi mâna în gură, îl prinzi de coadă și îl întorci pe dos. Ai scăpat de urs.
Să mai facem doi pași. E greu pe munte. Ce fain stăteam noi acolo pe șezlong, la soare. Beam o cafeluță. Ascultam o muzicuță. Urcăm, urcăm și devine din ce în ce mai frumos. Superbă imaginea asta, cum se vede valea. Extraordinar. Și ce noroc avem că e vreme bună deocamdată. Sperăm să țină cu noi întreaga zi și să nu pățim ca la Toaca când ajungem în vârf să înceapă ploaia. Până acum mi se pare foarte frumos și destul de accesibil. Sigur, dacă faci pauze, te hidratezi bine, respiri corect, atunci nu obosești și te îmbraci adecvat. Am ajuns în fața cascadei, Valea Rea se numește și e fabuloasă. Ne luăm revanșa pentru că n-am ajuns la Duruitoarea când am fost în Ceahlău. Hai să vedem, nu știu de ce, dar presim că e un mare hău. Superbă e și vedeți curcubeul aici undeva, pe mijloc. Flutul zboară în jurul nostru. Spectacolul naturii, gratis. Din nou, eu credeam că vom urma o cărare prin pădure, va fi o urcare dificilă și gata, ajungem în vârf. Nu o să fim răsplătiți neapărat cu imagini și cu momente de genul ăsta. Minunat! O, Doamne, de ce ne-a fost frică? N-am scăpat! Undeva acolo sus se vede un urs! Cum aleargă! Ai, ai, ai! Ne întoarcem? Deci e un puiuț de vreo 2-3 ani. Se aud fluiere pe fundal? Ok, de aceea aleargă speriat probabil. E la o distanță considerabilă de noi, dar chiar și așa mă sperie gândul. S-a oprit. Da, s-a oprit și se uită. Andreea este aici dacă o cauți. Vai, 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 vai. Nu l-aș fi văzut nici într-un milion de ani și n-aș fi auzit nici fluierele celorlalți turiști care urcă. Priviți-l acolo, deci el continuă să traverseze această parte. Fuge speriat oricum, e ca o căprioară. Adevărul e că mi-a cam pierit cheful de urcat și de cucerit vârful. De ce? Știu că noi l-am invadat spațiul, cunosc teoria. În același timp mă sperie, mă înspăimântă ideea asta. Că am putea da nas în nas cu el. Undeva acolo lângă cascadă, pentru câteva secunde am zărit o capră neagră, dar din păcate până am scos noi camerele a dispărut. Urs și capră neagră în primele 2 ore de drumeție din vreo 10. La final tragem concluzia dacă suntem norocoși sau nu. Au dat și nori între timp și chiar acum mă gândeam că traseul ăsta trebuie savurat secundă cu secundă, pentru că deseori m-am trezit mergând cu privirea în jos și atunci ratăm astfel de momente cum ar fi norii, cascada, zăpada, ursul. Da, capra neagră, într-adevăr, ratezi niște momente dacă nu te oprești așa din câțiva metri. Nici nu poți să urci acest munte fără să te oprești, pentru că trebuie să ai o condiție fizică de invidiat ca să faci acest lucru. Avem 2 ore și jumătate de când am început urcarea și, sincer, eu de jos am zis, nu ne ia 9-2 ore, ne ia 1 oră să urcăm. E destul de dificil și m-a speriat foarte tare povestea cu ursul. Undeva aici în spatele tău, Ion, era. Sper că a plecat departe, oricum era speriat, într-adevăr. Și vorba domnului Mihai, e un privilegiu să-l vezi în habitatul lui natural până la urmă. Așa ar trebui să privim lucrurile, dar n-ai cum să nu te sperii. Undeva în spatele meu se zărește puțin de tot vârful moldovean. Ne așteaptă acolo cu minte, nu mai sunt nori, nu? Sperăm totuși să putem admira împrejurimile, pentru că de fapt asta este experiența supremă pe care o oferă. Și în jurul nostru sunt bujori de munte, abia acum începe sezonul, la bază erau brândușe, în rest gențiene și niște flori
absolut superbe, a căror denumire evident că am uitat-o. Fluturi, e un spectacol desăvârșit și cât de frumoasă este imaginea din fața ochilor în momentul ăsta. Ion nu întoarce camera pentru că e inedită de-a dreptul. Ce țară frumoasă avem! Încă un pic! Moldoveanu, bine te-am găsit! Mă așteptam să fie mult mai multă zăpadă, dar e bine, e bine de tot! Să vedem acum urcarea pe creastă, cum va fi. Imediat ajungem în zona de platou, de unde putem să vedem vârful Moldoveanu, vârful Viștea și creasta care leagă Viștea de Moldoveanu. Pe acolo vom fi în curând. Vremea e senzațională, pentru perioada asta e nemaipomenită și norii ăștia dau un pic de dramatism peisajului. Așa cum trebuie. Mai bine nici nu se poate. Domnii din fața noastră, nu doar că au speriat ursul, dar au văzut și o viperă. Bine, undeva mai jos puțin. În ce ne-am băgat, vreau să știu. Da, o zi foarte plină. Capra neagră, ursul, vipera. Se simte că ne apropiem de zăpadă, pentru că e mult mai rece aici, a început să bată vântul. 360, locul ăsta este o poveste, este raiul iubitorilor de munte, iubitorilor de frumos, de natură. Toate ca toate, dar ce frumos este traseul în zona asta. Eu am o concluzie de tras și anume, câteodată e bine să nu vezi unde trebuie să ajungi, care-i traseul, cât ți se pare aproape, dar de fapt nu e. Și devine tot mai lung, așa dacă nu știi exact care-i finalitatea, mergi în neștire, părerea mea. Oh, și am găsit rămășițele vechiului refugiu care a fost făcut zob de o avalanșă. Cum a înduit fierul. Incredibil, îți dai seama, da, exact asta vreau să zic și eu. Ce putere are o avalanșă. Și mai erau câteva bucăți, undeva la câteva sute de metri de noi, chiar la intrarea pe acest platou. Lung mai e traseul. Dar frumos. Frumos, da, priviți ce voi, au dat norii, sperăm să plece departe, să ne lase. E o experiență unică. Și cred că fiecare român ar trebui să profite de locul ăsta și să vin aici măcar o dată în viață. Se aude un vuiet foarte ciudat, nu cred că la valiera redă sunetul și mă întrebam, oare are loc o avalanșă? Adică e destul de înfiorător și ne spunea domnul Mihai că pe sub această zăpadă e o cascadă, curge și ea se aude de fapt, dar e un sunet destul de puternic. Ce interesant! În luna iunie, pe 21, începutul oficial al verii, sărbătorit într-un mod atipic. Priviți ce am găsit! O piatră cu o cruce. Creată în mod natural. Incredibil.
În fața noastră se află lacul Iezerul Triunghiular, e acoperit parțial de zăpadă, cred că e o splendoare vara. Între timp se pare că o marmotă ne-a ieșit în cale, doar că noi n-am văzut-o, în schimb domnii au zărit-o. Poate suntem și noi norocoși până la final să vedem marmota, că asta ne lipsește din palmares astăzi. Și începe aventura, urcarea pe zăpadă. Andreea deja și-a luat bățul, ne vedem de sus. Adevărul e că urcarea pe zăpadă nu e deloc ușoară, pentru că îți fuge piciorul destul de repede, dar e un moment unic, pentru că în câteva zile, poate chiar săptămâni, nu o să mai există. Am prins tranziția asta, care e foarte frumoasă. Am ajuns pe creasta principală a Făgărașului, o creastă care se întinde pe aproximativ 70 de kilometri în linie dreaptă, sau dacă este parcursă cu piciorul 80 de kilometri. Pentru turiști să vă așteptați la un traseu cu o denivelare de aproximativ 6800 de metri. Adică tot urci, tot cobori, urci, cobori, urci, cobori, dar mai mult urci. Aici suntem în șaua Viștei, portița Viștei. Trebuie să urcăm pe vârful Viștea Mare, al treilea vârf ca altitudine din România, care ne conduce pe o creastă secundară către vârful Moldoveanu. Norii țin cu noi, mai bine ar ține cu alții, dar este frumos. Nu putem să ne plângem, o temperatură ideală, avem și soare, și capre, și urși, și marmote, și șerpi, broaște, zoo, ce mai. Dacă urcăm într-o jumătate de oră, într-o oră suntem pe vârf. Noi am plecat la 8 și jumătate, acum este ora 12, asta înseamnă că am urcat 3 ore și jumătate. 5 ore durează în total urcarea, probabil că o să mai stăm în vârf cam o oră și, să zic, în 3 ore coborâm. Sunt optimistă! Superbă priveliștea! Adevărul e că am obosit puțin, mă cam clatin așa. E pentru prima oară când simt oboseala. Faptul că am dormit puțin și n-a fost ușoară deloc urcarea. Da. Ne tragem sufletul destul de des. O, priviți cât de groasă este zăpada! Și ce nori sunt în spatele dumneavoastră, nu se mai vede nimic. Asta e marea provocare. Emoții mari am, să știți. Hău, stânga, dreapta. Și trebuie să ne cățărâm pe aceste stânci încât să ajungem în vârf. Și a început partea distractivă a traseului, cățărarea, un pic complicat. Da. Mă așteptam să fie mai rău, sincer. Deocamdată e ok. Eu mă așteptam să fiu singur, dar e ok. Ne aflăm la 2300 de metri aproape. Am făcut o scurtă pauză, admirăm priveliștea. În același timp am vrut să luăm o gustare și priviți puțin cum s-a umflat punga asta. Incredibil! De la altitudine, uitați-vă cum s-a făcut! Spuneți voi, ce părere aveți de împrejurimi? Cât de clar se văd în momentul ăsta. A meritat pe deplin și merită în continuare, pentru că efortul e destul de mare. Am luat-o pe de-a dreptul ca să mai tăiem puțin. N-am urmat cărarea clasică și am ajuns într-un loc absolut minunat. Oh, ne apropiem cu pași repezi
Priviți câtă zăpadă e aici. Și au dispărut norii. Ce frumusețe, incredibil. Cum a nins, câte straturi de zăpadă. Exact, uitați-vă puțin câte straturi de zăpadă. Avem și o dedicație. Fabulos, da, dreptul. Și mai avem un pic, aproximativ 20 de minute și ajungem la destinație. Acolo, în zare, se vede vârful Moldoveanu. E cineva, văd că... N-aș fi crezut că e atât de frumos, sincer vă spun. Amețitor. Adevărata distracție abia începe. Am avut momente, sincer, când m-am luat amețeala, uitându-mă în partea stângă de regulă, pentru că în dreapta erau nori. Dar, per total, e ok. Până acum nu m-a speriat nimic. De acum încolo, vedeți că trebuie să urcăm pe aici și o să facem cățărarea pe stâncă. Asta este partea cea mai grea. Sunt norocoasă, clar, pentru că priviți și voi, aici se află zona cu lanțuri, dar acum este acoperită de zăpadă, ceea ce înseamnă că va fi foarte simplu să traversăm. Yay! Ai, 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 dar nu mă lăsați singură. Aici mi-e un pic teamă, sunt alunec. Ține-te așa, trebuie să mergi pe urmele mele. N-am cum. Nu mă sperie zăpada, ci imaginea. Partea asta de traseu a fost cea mai dureroasă. Dură. Oh, da, am tremurat la propriu. Mă uitam în jos și vedeam asta. Noroc de domnul Mihai, că altfel eram acasă de mult. Da. Am mănuși pentru că era să pun mâna pe un bondar. Andreea trage toate gângănile. Andreea tocmai a zis că în viața ei nu mai face niciun traseu. Ăsta e ultimul. Recunoști? Da. O să-i tracă după ce o să ajungă în vârf. Hai, Andreea, că mai e un pic. Moldoveanu nu se lasă ușor cucerit. Se pare că nu. Încearcă să le... A vrut Andreea Moldoveanu. Gândește cât de puțin mai ai. Andreea, tu se îndreptă că a luat-o greșit. E plin de muște aici, pe acoperișul României. Într-adevăr, aici nu e loc de greșeli. Trebuie să fii foarte, foarte prezent. Nu trebuie să te grăbești, pas cu pas înaintăm. Hai că mai avem puțin, Andreea. În stânga e hău, în dreapta e hău. Suntem fix pe creasta acum. Și probabil că mai avem aproximativ un sfert de oră. Cineva a prins curaj. Bine, aici e mai ok traseul. Hai, hai că poți, hai că poți. Oricum aici se simte lipsa de oxigen. Am trecut de 2400 de metri. Se respiră mai greu. Pare atât de aproape, dar știu că mai avem de mers cel puțin 10-15 minute. Acolo e. Hai că a meritat până acum. Aici e ușor traseul, uitați-vă și voi. E cărare, suntem feriți oarecum de pericole. Aici știți ce mi se pare că îngreunează foarte mult urcatul? Pietrele. Faptul că poți aluneca dacă nu ești echipat corespunzător, îți poate fugi piatra de sub picioare, sunt multe pericole. Și mai ales unde pui mâna. Vă spuneam că era cât pe ce să ating un bondar, de aceea mi-am pus mănuși, pentru că face o reacție adversă aici în vârful muntelui. Ce faci? Aproape, am cucerit vârful. E un domn aici cu niște căței. De la stână. Ai. Na, că ne-a stricat bucuria. Nu face nimic. Nu face nimic. Nu mușcă decât de picior, nu? Cățeluși. Am cucerit vârful Moldoveanu, 2544 de metri. Oh, wow! Și ne ajută vremea, s-a împrăștiat norii. Incredibil. Băiatul a urcat aici pentru a avea semnal la telefon. E cam singura zonă pe tot traseul. Ce pot să mai spun? Deci a rămas fără cuvinte și simt așa o eliberare, momentul ăla în care pur și simplu vrei să te eliberezi de emoții. Îmi vine să plâng, nu știu dacă de frumusețe, dacă din cauza efortului pe care l-am depus, că n-a fost ușor și au fost câteva momente de criză când am zis ok, mă întorc, mai ales atunci când m-am cățărat. Dar
a meritat. Mă simt acum precum la Marea Barieră de Corali. Fix așa a fost și acolo, mi-a fost frică, am tremurat, mi-au trecut 1000 de scenarii prin cap, inclusiv acum. Dar, la final, fabulos, fabulos puțin spus și suntem atât de norocoși pentru că vremea ține cu noi, suntem înconjurați de toate crestele astea montane din Făgăraș care sunt absolut superbe. Vedem pâlcurile astea de zăpadă. Incredibil de frumos, incredibil. Sunt aproximativ 14 vârfuri montane în România ce depășesc 2500 de metri și au arborat drapelul României. Am făcut-o și pe asta, am cucerit vârful moldoveanu. Felicitări sunt mândru de tine. Mulțumesc! Yay! Și eu sunt foarte mândră de mine. Nu credeam că ajung, sincer, vă spun, urși, vipere, cățărări, frici, scenarii, dar da, aș repeta oricând experiența asta și sunt convinsă că o să mai venim. Veniți aici pentru semnal, nu? Da, să vorbim cu patronii de la oile acestea ca să ne aducă mâncare, aliment la deal. Și de câte ori vii aici? Pe săptămână? Sau? Da, o dată la săptămână. Și unde sunt oile? Uitați-le acolo, pe vale. Și cât ați făcut de acolo până aici? 2 ore jumătate. Stâna e acolo, în vale? Nu, stâna este, nu știu cum să vă zic eu dumneavoastră, acolo pe unde este curba aceea, vale de tot. Din vale de la stână până aici 5 ore face. Și cum e viața aici? Între munți. Foarte frumoasă. Da, e foarte greu. Da, dacă ți este drag și așa, dăm înainte. Ei nu crezesc, că altfel... Aici este o carte de oaspeți. Ia să vedem. Am putea să lăsăm un mesaj. Avem și un pix. Foarte drăguț. O să lăsăm și noi un mesaj acum, iar dacă voi veniți aici, o să-l găsiți în acest caiet. Impresii la cald, mi-am tras sufletul, m-am speriat de câțiva nori, crezând că vin înspre noi, că vorba aceea nu e tocmai bine să te prindă furtuna aici pe vârful muntelui, dar e fabulos și priviți, în jurul nostru suntem doar noi, o să mai vină câteva persoane, sunt acum pe traseu. Ce să spui despre vârful moldoveanu? Este experiența supremă. Mi-amintesc că am văzut acum câțiva ani un reel pe Instagram, fix realizat aici, cu o persoană care a urmat traseul și am zis, Doamne, arată incredibil, dar n-aș avea curaj niciodată să urc tocmai acolo, pe cel mai înalt munte din România. Și uite că fără să-mi fi propus, s-a întâmplat lucrul ăsta. Universul lucrează. Ați ajuns pentru că v-ați dorit, ați fost motivați, o să vă aducă numai bucurie și fericire. Dar n-ați fi crezut că o să urc, nu? Ba da. Da? Da. Ați avut încredere da. În Andreea? Da, 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 sigur, din sigur. Fricile ei? La final ești învingătoare. Asta contează. Ce exact se întâmplă pe traseu? Că nu s-a contează. Luptat, s-a transpirat. Important și drumul, traseul, da, dar și finalitatea lui. În momentul în care ne cățăram pe stânci, m-am blocat, adică psihicul meu s-a blocat pur și simplu, nu mai reacționa. Știi, și e o senzație foarte ciudată că nu puteam să mă mișc. Suntem mai mult decât recunoscători. Nu știu dacă s-a inventat cuvântul, termenul, dar asta simțim. Recunoștință că am cucerit cel mai înalt vârf al României. Mulțumim, moldoveanu! Și acum hai să mâncăm, pentru că eu n-am mâncat nimic astăzi. Apropo, n-am spus, dar cred că ne-a luat aproximativ 5 ore să ajungem aici. Noi ne-am oprit foarte des, ne-am pozat, am filmat destul de mult. Să nu uităm că traseul este destul de dificil, încă sunt porțiuni foarte mari de zăpadă pe care trebuie să le abordez cu grijă, porțiuni mlăștinoase, este foarte multă apă prezentă în partea de jos și asta un pic a îngreunat traseul. Eu încurajez pe toată lumea, dacă își doresc să facă treaba asta, să plece de acasă, în primul rând. Dacă ai plecat de acasă și vrei să ajungi aici, ajungi. Și cam asta mâncăm noi aici, pe vârful moldoveanu. Un pate cu ton, o zacuscă de la domnul Mihai, migdale, pâine și banane. Și nu mai pot de foame. Cred că asta va fi cea mai bună masă din ultimele luni. Cu siguranță, toate bune. Și gata, ne-am luat doza de frumos. E timpul să coborâm, deja a început să bată vântul puțin. Bine, de regulă aici vremea este destul de rece și chiar spuneam că suntem foarte norocoși, că a fost cald, nu ne-a fost frig absolut deloc. Ne-am bucurat întru totul de experiența asta și acum s-a răcit puțin, de aceea credem noi că e timpul să plecăm. Am stat cam o oră, poate mai mult aici. Priviți puțin în partea asta, deja e ceață. Trebuie să avem foarte mare grijă la coborâre. Deci am pornit spre moldoveanu cu dreptul, plecăm dinspre moldoveanu spre casă, tot cu dreptul.
revedere. La revedere. Oh, da, să înceapă aventura partea a doua. Yay! Hai să vedem dacă avem mai mult curaj de data asta. Adică dacă am, nu avem. Apropo, e ora 2:30. Haideți să vedem cât timp ne ia coborârea. Am coborât și de pe Viștea. Abia acum mi-am dat seama cât de mult am urcat, pentru că și coborârea în sine a durat destul de mult și a fost complicată. Eu sunt fan coborâri, mie îmi place mult mai mult să cobor decât să urc, dar abia acum am conștientizat ce efort am depus. Și priviți, Valea Viștea s-au risipit norii în felul ăsta, o putem admira, foarte frumoasă. Și undeva în zare cred că se vede orașul Victoria, în partea stângă ar trebui să fie Bâlea. Și încă un lucru, vreau să laud bețele acestea, le-am purtat cu noi prin Elveția, Italia, în Dolomiți, în Franța, Chamonix, nu le-am folosit niciodată până astăzi și sunt foarte utile, m-au ajutat mult la urcare, dar în special acum la coborâre. Te ajută să te sprijini, să-ți conservi energia și îți oferă o siguranță, pentru că ești obosit, vrei nu vrei, odată ce urci. La coborâre corpul se relaxează și nu mai are aceeași putere ca la început. Dar dacă iubiți muntele, ăsta face parte din echipamentul obligatoriu. Am luat o scurtă pauză și nu mai avem energie. Urmată de un somn de frumusețe. Uitați-o pe Andreea. Nivel zero. Și țineți-vă bine, acolo am fost noi. Uitați cât am coborât. Super traseu, mulțumim mult! Drag, oricum. Să cred, dar spun asta, aproape am ajuns, sunt epuizată. A fost greu, într-adevăr, coborârea ne-a doborât pur și simplu, să le faci pe amândouă în aceeași zi, e un pic cam mult. Am învins. Am învins, nu credeam că să spun asta, nu mai pot, îmi cedează picioarele. Da. Nu. Este ora 6, aproape am plecat la 2:30. Și am mers, nu prea am făcut opriri, puține. Uitați-vă la Ion. M-am cam prăjit. Ion este ca un rac la față, e roșu ca focul. Pentru că mi-a dat mie șapca. A fost fabulos traseul. Splendid. Sunt atât de fericită că am ajuns la mașină. Ideea este că nu ai unde să te cazezi dacă vii pe Moldoveanu, precum la vârful Toaca, să stai la cabana Dochia, de exemplu. Sigur că poți rămâne în cort, dar acum nu e momentul potrivit, pentru că nu e vară în tocmai, ați văzut că încă mai e zăpadă. O, da, ce zi și ce aventură! Toată zona asta este atât de frumoasă, atât de vie. O explozie, efectiv. Ascultați și voi sunetul acestui pârâu. Pentru ultima oară vă arăt imaginea asta. Atât de pitorească.
într-un final am ajuns la cazare. Distanța dintre cazarea noastră și punctul de plecare spre vârful Moldoveanu e de 35 de kilometri, dar este un drum forestier și ne-a luat 2 ore dus și o oră și jumătate întors, că am coborât. Dar e un drum cu bune și cu rele. De aceea se merge încet, precaut și mi s-a părut că a durat o veșnicie din nou. Recunosc că a fost una dintre cele mai intense zile, cele mai provocatoare. A fost o ieșire totală din zona de confort. Ok, am mai făcut noi drumeții, poate la fel de spectaculoase ca priveliște, dar parcă aici ne-am testat și ne-am forțat și mai mult limitele și am avut foarte, foarte mare noroc de domnul Mihai, căruia îi mulțumim. Din păcate, el a trebuit să plece înapoi spre casă, spre Brașov, dar fără el, nu știu sincer, dacă aș fi urcat, pentru că m-a încurajat, a zis, te țin, urcă, sunt aici, dacă se întâmplă ceva, te ajut. Adică contează foarte mult să ai un sprijin atunci când nu ești foarte sigur pe tine, pe abilitățile tale și pentru mine lucrul ăsta a fost mană cerească. Probabil că nu toată lumea este așa. De exemplu, la coborâre n-am avut nici cea mai mică frică, nici cel mai mic dubiu, dar urcarea în sine m-a speriat. Urcarea în sine. Am văzut România de la înălțime și este fabuloasă, e foarte frumoasă. Într-adevăr, țara noastră, zona asta este splendidă, e încă nealterată. Și ne-a plăcut foarte mult să o descoperim. E foarte verde și chiar ne spuneau cei de la cazare că am fost foarte norocoși astăzi pentru că e prima zi după foarte, foarte mult timp când n-a plouat. E prima zi de vară. Stăm la pensiunea Floarea de Colț, cred că se numește. Este ultima pensiune din satul Lucșoara, deci practic de aici e cel mai bine să pleci atunci când mergi spre vârful Moldoveanu, sigur că sunt foarte multe opțiuni în zona asta. Plătim 245 de lei pe noapte, fără mic dejun. Arată foarte bine, poziționarea excelentă și am decis ca în seara aceasta să mâncăm aici la ei, pentru că înseamnă să mai conducem încă 15-20 de minute până la următorul restaurant și drumul nu e chiar excelent în zona aceasta. A sosit ciorba de perișoare, felul 1. Sărbătorim și cu un vin, bineînțeles, urcarea pe vârful Moldoveanu. N-aș fi zis sincer vreodată că o să ajung, dar vezi cum e viața asta. Îți rezervă surprize. Când eram pe vârf astăzi, visam la o ciorbă fierbinte. Foarte bună, delicioasă, poftă bună. Ion este super bronzat. Da, m-a prins soarele pe față. Încă o dată vrem să punctăm faptul că am mers singur din cauza dificultății traseului, pentru că nu e un traseu ușor și am vrut să ajungem cu toții teferi, să spunem așa. Cu siguranță o să vină surprize în comunitatea Hai Hui. În septembrie, atunci când ne întoarcem din Europa, vrem să organizăm un traseu, dar anunțăm pe Instagram toate detaliile. Acum a venit felul 2. Cam așa se prezintă, avem ceafă de porc, piure, suntem liniți de foame, poftă mare. Acestea fiind spuse, vă mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că v-a plăcut aventura noastră, nu o să uităm ziua asta niciodată. Lăsați-ne în comentarii cum vi s-a părut expediția noastră de astăzi, nu uitați că ne revedem peste câteva zile cu o nouă aventură din România, mai e foarte, foarte puțin până plecăm și vrem să mai filmăm câteva locuri extraordinare.